În episodul de astăzi am construit un loc unde se vor tăia lemnele. Un loc unde se vor depozita și am decorat drumuri între ele. Nu uita să lași un like și să te abonezi pentru a ajunge la 10.000 de abonați. Episodul 10. În primul și în primul rând vreau să încep să curăț toate astea aici, că nici nu mai știu ce am vrut să fac aici. Bun, și acum trebuie să delimităm zona, să facem puțin terraforming și aș face tot pe același principiu, lună, așa că trebuie să mergem la oi și să le colorăm puțin, că vreau tot așa cu roșu, dacă tot am luna asta roșie, le colorăm pe toate și să marcăm zona. Și înainte de toate aș vrea să le și mulțesc puțin. Și acum hai să le colorăm pe toate. Ok, și acum hai să le tundem. Cred că o să-mi ajungă atâta lume pentru ce vreau să fac acolo. Bun, iar drumul va veni în partea asta. Iar acum, înainte de a delimita și casele, trebuie să facem puțin terraforming. Așa, acum că am terminat aici de făcut terraforming-ul și de delimitat tot ce avem de delimitat pe aici, zic întâi să ne apucăm de construit casele și ce mai avem pe aici și după aia să facem drumul, așa că începem cu spațiul pentru lemn. Acum am terminat și casa asta și din aici se vor tăia lemnele, ceva de genul, o să fac ceva aici, nu știu, să tai lemnele și mai departe la magazia de lemne care va fi exact lângă și aici se vor depozita lemnele care se taie aici. Hai să dăm drum. Bun, și acum am terminat și aici depozitul ăsta de lemne, dar acum să schimb puțin ăsta. Parcă arată puțin mai interesant așa, dar acum va veni până aici. Așa. Va opri și pe aici, va merge mai departe în partea asta. Va conecta cu drumul ăsta de aici. Numai că aș vrea să și ceva de aici aș ajung la magazie. În ca și cum ar pleca lemnul de acolo și ar fi depozitat aici. Îl dăm pe dânsul afară și o să trebuiască să facem interiorul. Locul unde se vor tăia lemnele și locul unde se vor depozita. Dacă hai să începem locul acesta. Prea are sens că e stone cutter, taie lemnul cu el, dar are lama asta aici, așa măcar impresia. Iar pe afară am pus niște loguri, ca și cum lemnele ar fi fost tăiate deja. Vreau să fac ceva de genul ca și cu ce ar tăia lemn. Ca și cum ar intra lemnul pe aici, ar fi tăiat, a pus acolo și depozitat în magazie. Și acum trebuie să fac interiorul, poate în pădânsul de aici, trebuie să fac interiorul aici. Thank you.
Bun, și avem aici puțin sprus, avem aici ceva oak, plencuri și scări. Aici avem puțin dark oak, iar aici puțin bărci. Mă garanta nu o să mi-ajungă locușul ăsta pentru tot lemnul pe care l-aș avea, adică mai, nici n-am toate tipurile de lemn. Și mai probabil o să mai vină încă un fel de magazie ceva aici, tot în stilul ăsta ceva, dar rămâne de văzut. Dar cred că o să las spațiul ăsta aici gol deocamdată, dar cred că mai probabil o să construiesc tot. Aici mai inițial vreau să fac o casă, dar cred că o să las spațiu pentru magazie. Vreau să încep să fac drumul ăsta pe aici, ceva de genul așa, și vreau să fie puțin mai diferit față de ce am făcut până acum. Iar pe aici vreau să pun și niște noroiuri ăsta, ca și cum ar fi fost mult umblat pe aici și s-a cărat un lemn și s-a presat pământul atât de tare cât a venit piatră aproape, ceva de genul. Bun, pe cam ăsta e și drumul. Aici am pus mai mult noroi de ăsta, am pus mai mult gravel, cobblestone, ca și cum lemnul de aici ar fi fost cărat înapoi în magazie și s-a muncit mult aici și a fost presat în continuu pământul, iar pe aici l-am lăsat așa mai lejer, ca și cum doar s-ar fi mers. Pe aici nu s-a cărat cum s-ar cărat acolo lemnul, și puțin pe aici așa cum ar fi fost că ar fi ajuns aici în magazie. Cam atât a fost clipul ăsta, salut!